Ce vă pot pregăti? Wow! Am pulsul 200, cred că. Și nu știu dacă de la emoții sau de la dansul ăsta nebun. Oricum ar fi, trebuie să slăbesc un pic, că de când m-am lăsat de sport, am luat câteva kilograme în plus. L-am și văzut pe Călin Ignat în culise. Arăta bine, fost fotbalist și el. El face bere artizanală, dacă știți. Acum, nu știu, ce concluzie să trag. E mai bine să bei decât să mănânci? <fie> da, am ales să intru pe o melodie, să dansez un pic ca să reușesc să trec peste emoțiile astea de a vorbi în public. Este pentru prima dată și am uh, ales să. Uh, fac ceva confortabil mie. Dacă aș fi putut juca fotbal, clar aș fi jucat fotbal un pic aici, dar nu, nu puteam asta. După aceea, ca să încep să vorbesc, am ales o expresie pe care am folosit-o foarte des în ultimii ani, anume ce vă pot pregăti. Când eram la cafenea, asta foloseam cel mai des în momentul când intrau oaspeții la noi. Bun, voiam să aleg una sau două, le-am ales pe amândouă, deci vă dați seama ce emoții mă cuprind. Pe, în momentul când jucam fotbal și aveam uh, meciuri importante cu mulți spectatori în tribună, de pildă finale și așa mai departe, obișnuiam să mă întorc tot timpul la baze și acolo. Până intram în febra meciului, jucam foarte simplu, preluare, pas, poziționare în teren și atât. Aici, neavând de experiență, n-aveam la ce baze să mă întorc. Și atunci, ați văzut ce am făcut? Am intrat pe tură la cafenea, am început să dansez, am... Na. am ales ce era mai simplu. Și despre asta o să vorbim astăzi, despre o cale mai simplă. Țin să mulțumesc pe această cale părinților, echipei și surorii mele, că fără ei nu ajungeam speaker la acest eveniment. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Da. Cum că s-a mai liniștit un pic pulsul. Bănuiesc că fiecare dintre voi, la un moment dat, ați conștientizat în viață că cele mai bune idei sunt adesea cele mai simple. Astăzi vă dori să explorăm un pic împreună acest tandem al logicii și al uh, simplității. Acest tandem mie mi-a oferit foarte multă claritate în viață. Imaginați-vă cum ar fi dacă ați putea alege pe ce drum să călătoriți în momentul când mergeți undeva, dacă ați alege între un drum cu ceață sau un drum cu vizibilitate clară cred că toți dintre noi am alege un drum cu vizibilitate clară. Așa se întâmplă și în viață și în modul nostru de gândire, putem alege. Dar uneori ne să dăm ceața la o parte, intervin doi impostori, le zic eu, norocul și ghinionul. Cădem în tentația asta să dăm vina pe altcineva, M-am aflat și eu în poziția asta din viață în care, uite-l pe ăla ce gol norocos a dat, ce, ce ghinion am că mă accidentez. Ce... Ei bine, în momentul în care am observat că tot altcineva era de vină în afară de mine, am ales să fac un pas în spate și să-mi pun întrebări și să caut răspunsuri. Și când cauți ceva... În mod normal, găsești, în afară de atunci când îți pierzi cheile de la casă, ești în casă, tu ai închis ușa și te și grăbești. În general, găsești ceea ce cauți, asta s-a întâmplat și cu mine. Am găsit ceea ce am căutat, am întâlnit un om foarte deosebit care mi-a spus că ar trebui să simplific lucrurile din viața mea. Ar trebui să caut logica din spatele lucrurilor. Și iar logica asta nu poți să o găsești fără simplitate. Dar ca să ajungi la simplitate, ai nevoie de două elemente. Unul este puterea momentului prezent și al doilea este sinceritatea de plină. De fiecare dată când pomenesc de puterea momentului prezent, îmi aduc aminte de două uh, întâmplări de la cafenea, o să le fac scurte să nu vă plictisesc. Una dintre ele sună așa. Am decis împreună cu echipa să facem o modificare, să scoatem frigiderul mare, să-l introducem pe cel mic, să mai facem niște rafturi pentru o depozitare. Zis și făcut, am chemat tâmplarii. Am deschis un pic mai târziu în ziua aceea, am anunțat peste tot că facem asta. Ne-am apucat de treabă, am scos frigiderul mare, l-am pus în dreptul și pentru câteva momente a început haosul. La un moment dat un, văd un individ care se strecoară pe lângă frigider, încearcă să, să ajungă în cafenea, după aia e destul de inspirat să nu calce pe sculele muncitorilor. Tâmplarul era întins, încerca să bă, monteze ceva, nu calcă pe el, urcă câteva trepte și se întoarce o cafea, te rogă. Și zic, nu pot să-ți ofer o cafea, fiindcă încă n-am deschis. Iar el nu pot să uit. M-a întrebat după ce am spus că încă n-am deschis. Sunteți închiși? Iar cealaltă povestire, care nu v-aș fi spus-o dacă nu râdeați un pic, sună în felul următor: mi-a relatat -o Oana. Acolo ești. Zilele trecute. Sună în felul următor. Era în timpul rașului, la cafenea, sus, jos, plin de oameni. Și la un moment dat coboară un individ în, în viteză așa, iese afară, se uită stânga, dreapta, după aia intră înapoi înăuntru și ia inima în dinți și întreabă, toaleta unde-i? <laughs> da, cred că cam așa părem cu toții când nu suntem ancorați în momentul prezent. Putem să părem un pic hilari, da, e important să fii ancorat în momentul prezent și să fii pe deplin sincer, că numai așa nu-ți complici viața. Bun, sunt trei uh, întrebări mari și late care te pun foarte ușor pe traseul ăsta al uh, acestui tandem de care povestea mai devreme a logicii și al, și al simplității. Aceste trei întrebări, dacă ți le pui foarte specific, te ajută să ai un orizont clar, o, o, un traseu clar din punctul A în punctul B, ceea ce trebuie să faci. Bun. Întrebările respective sunt de ce fac ceea ce fac. Cum fac ceea ce fac și ce fac propriu-zis, ca, ca să realizez răspunsul la întrebarea de ce. Revenind un pic la uh, exemplul de mai devreme, cu traseu încețoșat și cu vizibilitate clară, a simplifica lucrurile nu înseamnă automat că devin ușoare. Mă pe ureche, e simplu să fac aia sau aia sau aia. Nu scoate din ecuație efortul, nu scoate atenția, vigilența, răbdarea de a se întâmpla lucrurile. Lucrurile astea, când le vezi clar, le vezi simplu, ele oricum trebuie făcute. Nu e ca și cum, da, mi-am dat seama ce trebuie să fac, numai bine mă pun la somn. Cu cât știi mai clar ce trebuie să faci, depinde de tine. Cât de repede faci acel lucru sau cât de mult o lălăi, nu vizi, 8 ani, un album? <răzări> e bine, e bine. Da. Vreau să vă spun ceva ce... la ce concluzie am ajuns. Fiind tema asta transhumanity... Eu cred că acest mod de gândire bazat pe logică și simplitate de fapt este primul instrument și cel mai la îndemână al omului ca să își îmbunătățească calitatea vieții. Este o cheie universală. Poți folosi oriunde, oricând, nu te oprește nimic și nu depinde de trecutul pe care l ai, de situația materială, de trebuie doar să Îți folosești creierul. Ei bine, trebuie doar să-ți pui întrebări, să cauți răspunsuri, indiferent că citești o carte, povestești un om, cu un om în etate care are experiență, sau pur și simplu navighezi pe internet, că oricum asta facem zi de zi. Stăm cu telefonul în mână. Ei bine, se zice că genile, ajung genii în momentul când nu mai au Întrebări fără răspuns. E bine, eu nu-mi doresc să ajung un geniu. În schimb, vreau ca atunci când o să am copii, să le pot da o cheie universală, ca ei să se descurce în viață, oricare ar fi provocările vieților, să nu se lase manipulați, să aibă propria gândire, să aibă propria voce și să fie. Doar cu capul la rezolva lucrurile, nu la găsi uh, tot felul de, uh, cum să zic, alibiuri că nu reușesc. Vă mulțumesc!